Am început în consultanță internațională, am lucrat în Finlanda, Austria, Letonia, România. După asta, în 2009, am revenit acasă. Am lucrat în guvern, fondat CTR Moldova, o organizație neguvernamentală. În esență, anticorupție. Facem cercetări, studii despre crimele financiare, despre corupție de la nivel înalt. Vorbim despre cei care rămân să conducă țara. Maia Sandu m-a impresionat pentru că ea are posibilitatea să plece oricând. Andrei Năstase la fel, are familie în Germania. Șalaru, mă gândesc, are familie în București. Noi avem o țară care niciodată n-a trăit în libertate. Dacă n-ai stat un an, doi în afara țării, tu n-ai trăit într-o țară liberă. N-ai gândit liber, n-ai spus ceea ce vrei fără ca să te temi de ceva sau de cineva. Tu n-ai îndrăznit să te bagi în business-ul altcuiva ca să-i faci concurență, pentru că în țara noastră asta este un risc pe care ți-l asumi. Acela e de acolo și acela e de acolo. Și tu, nu știu, deschizi un mic restaurant peste drum, tu mergi la un risc. Și asta e... Asta e concurența, asta are conexii politice care tu nu le ai. Noi nu avem o țară unde individul se simte într-adevăr liber. Și tu asta poți să dai în 4 ani, 2,5 milioane de oameni care sunt în situația asta, cred că merită un efort. Tu ai ales acest partid, acest bloc sau blocul te-a ales? Bine intenționat, s-au adunat și asta este bine, s-au adunat din diferite partide într-un singur bloc. Eu cred că psihologic asta e important pentru electoratul nostru, pentru însăși viitorul țării noastre. Pentru că noi nu trebuie să luptăm unul cu altul. Acei 70 deputători care au anulat alegeri. Hotărâri ilegale. Oameni care ascultă indicații neoficiale și încalcă legi, abuzând de poziția în stat pe care o au, au luat o decizie abuzivă pentru de a anula votul popular. Ministri, demnitari de stat, iau o decizie care conduce la degradarea democrației sau la instrumentarea de noi scheme de corupție, ei sunt cunoscuți. Așa cazuri se impun sancțiuni personale. Sunt precedente, de exemplu, în Belarus, la cazul Nigeriei, care e acum mai vizibil, la cazul Kazahstanului. Anularea alegerilor a fost un indicator clar că guvernul dat nu aderă la valori. Guvernul nu are legitimație în afară de alegeri. Pe asta se întâmplă din 2016, de când a fost numit guvernul dat în 6 minute, cu totală lipsă de transparență, fără consultări, un grup de deputați care brusc s-au regăsit din diferite partide, pur și simplu au trecut într-un singur partid, un partid care a câștigat un an înainte 14%, s-a trezit cu peste 40 ceva. Au cumpărat deputați la alte partide. Asta e the allegation. Atunci s-a pus pe pauză democrația din țara noastră. În țara noastră corupția este prea mare ca să fie eficient adresată doar cu eforturi din interior. Un stat capturat, unde instituțiile statului nu sunt în protejarea legii, ele sunt în serviciul unui grup restrâns de cetățeni. De aceea, noi avem nevoie de un push internațional, comunicând cu Bruxelles, cu Washington, să uităm de faptul s-a furat un miliard și să mergem mai departe și să zicem ca să facem alt mai sau așa. Nu! Asta e chestie de principiu. Trebuie investigată până la urmă, ei trebuie numiți și trebuie pedepsiți. Chiar ultima rezoluție a Parlamentului European e cuvânt sancțiune, există deja. Discutăm, să cerem. Dacă noi credem că avem dreptate, atunci noi trebuie să continuăm. UE are legitimitate deplină să o facă. Articolul 18 din acordul de asociere spune clar când sistemele financiare UE și Moldova, DATIS, sunt folosite pentru spălare de bani, stabilește un mecanism internațional de investigare, de recuperare a fondurilor. Și în societatea civilă, pentru că noi deja cu asta ne ocupăm, din Parlament, eu aș îndrăzni să spun că aș avea o tribună mai mare. Despre domnul Ghelețchi, guvernul joacă în aceeași echipă cu el. Interdicția votării în baza pașaportului expirat. Există eforturi regionalizate de a reînnoi pașapoarte unei anumite categorii de cetățeni în jurul bisericilor. Subliniez că asta e super bine, dar că asta trebuie oferit pentru toți oamenii noștri în condiții egale. Pentru că asta e democrație. Vot fiecăruia să cântărească același lucru. Noi vedem un efort de a modela rezultatul și amplasarea secțiilor de vot în condiții total de transparente. Facem apel la toată diaspora
înregistrați-vă, înregistrați-vă prealabil, după asta utilizăm datele astea unde să știm, ca să știm unde să nu deschidem secții de vot, unde diaspora este prea activă și prea concentrată. Milion de oameni, stipătare, ei au 3 mandate, Transnistria, tot putat vreo 14.000 de oameni, sunt 2 mandate. Rugăm să vă mobilizați, să votați, vă reprezentăm interesul în cel mai bun mod posibil.